Salutare, domnilor! Bună! Bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Astăzi este marți, suntem deja ajunși la sală, după cum bine vedeți. Ne bem, cine își bea cafeluța, eu îmi beau pre-workout-ul. Îl am chiar aici, frumos. Am o cupă de pre-workout Ground Zero plus 5 grame de arginină extra. După care facem frumos o încălzire și trecem la antrenament. Eu o să vă arăt antrenamentul meu de piept. Tu ai spate, nu? Spate și abdomen. Spate și abdomen. Cam așa sărbătorim noi Sfântul Valentin. Ziua Valentinului, da, da, da. Eu sunt cu dragobetele, domnule. Ai roșu cu tine? Da. Brațe. După asta, ce am vrut să zic eu? Tot v-am întrebat ce antrenament vreți să mai vedeți și mi-a spus că la piept nu am mai filmat de mult. Așa că am zis, de ce nu, haideți să filmăm. Haideți, îmi beau pre-workout-ul, fac încălzirea și revin cu primul exercițiu, domnilor. Power! Ok, domnilor, am trecut la treabă. Primul exercițiu este, de fapt, un superset. Un superset între fluturări la cablu pe blocuța înclinată, concomitent cu fluturări la pec deck. Acum sunt încă la feeder set-uri, la seturile de încălzire. Și o să filmez doar seriile de lucru. Am două serii de lucru, unde fac cu greutăți mari, cu maximul din greutate. La pec deck o să fie full stack, aici nu știu cât, 40-41 de kilograme, dar o să vedeți atunci. Haideți acum să-i dăm seria aceasta de încălzire, să vă arăt cum arată. Sunt 6 repetări cu pozitivul lent, urmate de încă 10 repetări normale. Ok, domnilor, am trecut la seria de lucru. O să bag cam 50 de kilograme. Frumos. 50 și 50. Voi face 10-12 repetări, după care merg dincolo la pec deck și voi face cu full stack câte merg. 10-12. Am făcut 3 feeder seturi, 3 seturi de încălzire înainte. Ați văzut pozitivul lent, am mai avut cu negativul lent și tot așa. Hai să-i dăm. Ok, domnilor, gata cu primul exercițiu, după cum ați văzut. Am început destul de intens, cu toate că la primele serii de încălzire am mers mai mult pe conexiune, am mers mai mult pe adaptarea sistemului nervos central cu lucrul acesta mecanic, cu executarea exercițiilor. Iar după ce am fost sigur că sunt bine încălzit, că sunt concentrat pe execuție, am dat serile de lucru la care am fost sigur că scot totul. Am trecut la cel de-al doilea exercițiu, va fi împinsul pe înclinat, la presa Smith. Aici, la fel, voi avea 4 feeder seturi, serii de încălzire, 2 serii de lucru. Când spun serii de încălzire, scopul acestor serii este doar acela de a mă obișnui cu greutatea, de a mă obișnui cu ceea ce urmează la serii de lucru.
după cum spuneam, la prima serie vă voi concentra pe contracție, celelalte serii voi crește greutatea și cu toate că voi mai putea să fac mai multe repetări, voi face doar 6-8 repetări, iar scopul meu este, domnilor, la seriile de lucru, am două serii de lucru tip drop set, scopul meu este ca la seriile de lucru să scot totul din mușchi, să fiu sigur că nu aș fi putut duce o serie mult mai intensă decât atât, să fiu sigur că, nu știu, dacă ar fi fost nevoie, nu aș mai putea ridica încă o dată greutatea aceea și astfel epuizarea musculară să fie absolută și să fim sigur că am stors totul din mușchi. Scopul nostru aici nu este să facem cardio, scopul este să facem hipertrofie musculară, să producem acele microfisuri la nivel muscular, iar acasă, prin recuperare și alimentație, somn, hidratare și așa mai departe, să le recuperăm și să creștem din ce în ce mai buni pentru următorul antrenament. Deci, seriile de lucru au scop să ne pregătească pentru seriile de încălzire, sunt serii de încălzire unde ne pregătim pentru seriile de lucru. Haide, o să filmez doar drop set-ul, care este o serie de lucru grea. Power! Ok, sper că ați văzut cum trebuie să arate un set de lucru dus până la epuizare. Chiar vă recomand să lucrați intens, să lucrați cu greutăți mari pe care le puteți controla, nu să faceți ego lifting, dar să puneți destulă tensiune pe mușchi pentru a face să crească. Bun, am trecut la următorul exercițiu, voi face împins cu gantele, prima serie cu 40 de kg, 12 repetări și acum am două serii cu gantele de 50, pentru că sunt cele mai mari. Hai, dăm drumul la treabă! La următorul exercițiu vom avea o presă. Am făcut o serie cu 20 de kg și 20 de kg. Iar acum voi face câte merg până în 10 repetări cu această greutate. Scot din greutate și fac cu negativul lent câte merg. Scot iarăși din greutate și fac cu pozitivul lent câte merg. După cum vedeți, ne apropiem de final, forța a scăzut. Trebuie să aplicăm diferite tehnici de intensitate, iar aceasta este o tehnică foarte bună pe care vă recomand. Haideți să-i dăm tare!
Ok, domnilor, gata cu antrenamentul într-un final. Vreau să vă arăt puțin rutina mea de după antrenament, pentru că s-au schimbat puțin variabile. Pentru că în timpul antrenamentului eu am dextrină și aminoacizi. După antrenament, pentru sursă rapidă de carbohidrați, nu am mai adăugat o dextrină și am cremă de orez cu proteină hidrolizată și cu niște dulceață. 70 grame de cremă de orez, proteină și, ia uite, nici nu prea se vede cât e puțină. Și cu niște dulceață. Cam asta e rutina mea. Iubi are shake-ul cu dextrină și cu creatină, iar eu mănânc asta repede, după care mergem să luăm niște flori lui Iubi, că e ziua îndrăgostiților, domnilor, și cadou să ne luăm un pic mai târziu, pentru că noi... Ce? Păi că știi ce s-a spus. Credeam că ceva, un sushi. Nu, dă-l în culc și așa nu mâncăm și tot. Bun, domnilor. Hai, revenim cu update de pe drum șoriceilor musăcioși. Power! Ok, domnilor, după antrenament avem nevoie să mâncăm și după cum vedeți avem aici orez, piept de pui și ananas, la fel și Iubi. Îmi merge foarte bine ananasul ăsta după antrenament, mă ajută și la digestie, plus că îmi mai dă așa un gust bun mâncării, pentru că intră cam greu masa asta. Și, sincer, puteți să încercați și voi. Ne punem să mâncăm power. Ok, domnilor, am ajuns și acasă într-un final. Cam acesta a fost antrenamentul și vlogul de astăzi. Domnilor, sunt foarte fericit că filmez și vă arăt aici ceea ce fac. Și vă arăt și drumul acesta din off-season, pentru că este, să spun așa, un pic mai... Ce am pe aici? Pentru că în off-season, să spunem așa, este un pic mai complicat, este multă mâncare, este un timing exact, dacă nu te încadrezi repede cu mesele să le termini, după aia te lungești până la 2-3 noaptea. De exemplu, aseară am stat până la 3 seara, până la 3 noaptea să mănânc mesele, să le termin. Însă îmi fac timp și o să-mi fac timp în continuare și pentru YouTube. Îmi place foarte mult să fac YouTube și să vă arăt ceea ce face un culturist. Și credeți-mă, pregătirea de anul acesta va fi cea mai tare pregătire, cele mai tari vloguri. Abia aștept să o facem împreună și pe asta. Va fi a patra pregătire a mea de pe YouTube. Nu știu dacă a mai făcut cineva din România așa ceva. Și, domnilor, vă mulțumesc în continuare că sunteți alături de noi. Dacă vă place ceea ce facem, nu uitați de butonul de share, like și subscribe, domnilor, și nu uitați ca de fiecare dată să mâncați sănătos, să vă antrenați și să gândiți pozitiv. Power, vă pup!